Och det danska fram. Ba, 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 ba. Bună dimineața! Foarte multe întrebări în mesajele mele și vreau să profit astăzi că sunt puțin mai liberă și să vă povestesc mai multe. Am reușit ieri să ne ținem de fix și aseară schimbam pe grupul Grăsuțul Zurli de pe WhatsApp, adică eu, fetița Zurli și Lulu, mesaje cu hashtag rezist pentru că toată lumea mânca în jurul nostru. Iar astăzi, din păcate, m-am trezit la 7:30. Ce faci când te trezești la 7:30? Adio masă! Dacă mănânci de la 7, 10, 13, 16 și 19, nu am mâncat nimic, am băut apă, ceea ce este foarte bine. Eu învăț pe copii în spectacole că așa cum mașina are nevoie de benzină când pleacă la drum și corpul are nevoie de apă când se trezește dimineața și începe o zi nouă. Am ajuns aseară foarte târziu acasă, de la Iași și Focșani. M-am dus direct în duș și apoi în pat. Aici e valiza mea. Hai să vă arăt și vouă. Asta este valiza cu care am fost în bagajele mele, cu care am fost în deplasare. Și acum am un bagaj cu care plec la sală. Mi-am luat în geantă niște fructe pe care o să mă le mănânc la ora 10, pentru că mi-e foarte poftă să mănânc la ora 13 libanez. Vreau să mănânc fatuș și cu falafel. Și atunci nu mănânc la ora 10 foarte mult, o să mănânc un măr, o pară, nu mai știu ce mi-am pus eu în rucsac, într-o pauză. Mă duc la piscină, mă duc la saună, mă duc la... o să fac și un masaj. Trebuie să ajung neapărat la cosmetică să mă pensez. Toate chestiile astea pe care voi le puteți face oricând, eu le pot face doar lunea, după ce mă întorc dintr-un weekend plin de spectacole, dacă am ajuns la timp. Așa că ziua de astăzi este pentru mine, despre mine. Aici sunt la mine acasă. Pe scările astea se ajunge în dormitor și ce vedeți acolo sus este un... dulap plin de pantofi, o să vi-l arăt într-o zi. Deci asta facem, da? Dacă ne-am trezit la 7:30, nu mâncăm. Așteptăm să se facă ora 10 și mâncăm la ora 10. Iar dacă vrem să mâncăm bine la masa de prânz, nu mâncăm mult la ora 10, pentru că n-ai cum să mănânci mult și la 10 și la 13, că nu e ok. Deci eu astăzi am sărit masa de 7 dimineața, dar la ora 10 o să gust ceva, după care la ora 13 o să mănânc cu adevărat, o să fac poze, nu știu dacă apuc și la 10, de la 13 sigur, și vă recomand și vouă să nu uitați de cei 10.000 de pași în fiecare zi. Pe 27 ne vedem în București cu o parte din grupul de fix, 29, abia aștept să mă întâlnesc cu oamenii ăștia pe care îi iubesc. Vă îmbrățișez, m-am îngrășat, am pus aici pe aripioare. Sigur, de când țin fixul, să le explic celor care nu știu. Eu țin fixul de 3 ani și jumătate, cu pauze, cu devier, cu deraier, cu excepții. Dar de când țin fixul, eu nu mai sunt o femeie grasă. Grasă înseamnă care nu se poate îmbrăca din orice magazin. Gras înseamnă un om care nu găsește măsurile lui, un om care se mișcă greu, un om care se simte el greu, ăla este un om gras. Atâta timp cât te simți bine în corpul tău, tu alegi care sunt kilogramele potrivite pentru tine. Dar în ultima lună, nu știu ce s-a întâmplat, am mâncat foarte haotic, nu-mi place cum mă simt, așa că vreau neapărat să mai dau jos câteva kilograme și să mă întorc la greutatea mea. Greutatea e impropriu. Nu știu câte kilograme am, pentru că eu n-am mai urcat pe cântar din septembrie. Mă învârt în jurul celor 70 de kilograme unde eu mă simt bine,
dar din septembrie nu am mai urcat pe cântar. În schimb, am devenit foarte atentă la corpul meu și știu exact când a obosit, știu exact când l-am încărcat, știu exact când am exagerat și când nu am mâncat nici sănătos și nici la ore fixe. Așa arăt eu în echipamentul de sport. Da. Și mă simt un pic mai mare decât sunt de obicei. Vă îmbrățișez. Vă țin pumnii tuturor celor care începeți de astăzi orele fixe. Dacă încă sunteți nehotărâți, nu așteptați mâine, săptămâna viitoare. Astăzi, acum, hai, de la ora 10. Începeți. Important este să păstrați aceste ore. Vă organizează foarte tare căpuțul. O să vă schimbe complet perspectiva asupra vieții. Vă garantez că o să aveți o viață mult mai frumoasă și mult mai bună și voi și cei din jurul vostru, doar hotărându-vă să mâncați la ore fixe. După care învățăm împreună chestii legate de combinații, de cantitate, de în funcție de ce performanțe vrea fiecare. Dar deocamdată mâncăm la ore fixe. Duminică de 1 martie sunt la Giurgiu. Mă duc pentru prima oară la Giurgiu, n-am mai fost în acest oraș niciodată, doar am trecut prin el când am mers în Bulgaria. Duminică mă duc acolo și vă salut pe toți cei care sunteți din această zonă. Hai, am fugit la sală, uite așa arată o persoană responsabilă. Mă duc să stau în bazin pentru că sunt cheună de oboseală după un weekend în care am avut 5 spectacole și am stat 5 ore pe scenă, după care am mai stat încă 5 ore și ceva, după fiecare spectacol câte o oră și ceva la autografe. Vă îmbrățișez cu drag, să înscrieți acolo la comentarii dacă v-ați apucat de astăzi de fix și vă spun doar că am foarte multe surprize pentru voi, că o să avem multe concursuri, că o să avem multe premii, că muncim mult pentru asta și vă pregătesc câteva live-uri care o să vă placă foarte tare. Să vă fie săptămâna cum e sufletul meu. Uite așa de mare și de frumoasă.